Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să vă fac reveal de unde toată faza cu ia mă dă țâțe, pentru că dacă mă urmăriți pe Instagram, aveți Instagram-ul meu în descriere. Acum vreo săptămână, în timp ce eu mi-am luat și o mini vacanță meritată, toată lumea mă zăpăcea cu taguri pe Instagram cu ia mă dă țâțe, pentru că omul meu Funtime mi-a făcut un remix, că am zis pe un live o replică pe care am auzit-o, bineînțeles, în altă parte, vă prindeți voi de unde am auzit-o, ia mă dă țâțe. Original replica era apucă mă dă țâțe, dar am zis eu greșit. Asta e, am remixat-o. Și omul meu mi-a făcut piesa, așa că astăzi vom reacționa la piesa lui Funtime cu, mă rog, remixul la replica mea cu ia mă dă țâțe și încă o piesă de-a lui. Hai să vedem cum se aude. Secvența asta este într-un videoclip filmat... E aceeași bluză? Cred că e aceeași bluză. Secvența asta e dintr-un video cu green screen, așa că dacă vreți să mă editați cu green screen, nu v-am postat acum vreo două săptămâni un video. Aveți link de download, descărcați de acolo scenele și le băgați în ce editoare video aveți voi și faceți-mi editor cu green screen. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou vlog în natură. Ia mă dă țâțe. Bă, da, ce clar mă aud. Bine, diferența e că aici eu m-am filmat cu telefonul și când am zis ia mă dă țâțe s-a auzit, am folosit microfonul ăsta pe live și da, e diferența asta. Bine, am mai editat și el sunetul pe acolo în scapă. Fele Studio, sper că folosește omul meu. Ia mă dă țâțe. Îl găsiți și pe Spotify. Țâțe. Deci pe mine acum mă găsiți pe Spotify. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. De fapt, stai că acum scap o chestie la videoclip. Mi se pare că nu sunt sigur dacă e luată fundalul ăsta într-un video de mi l-a făcut unul sau a făcut el de la zero. Cred că e făcut de la zero videoclipul. Nu mai țin minte când am reacționat atunci. Tot așa am făcut careva un edit cu mine în pădure, dar cred că e editat de el și videoclipul. Deci am și videoclipul oficial cu green screen, vedeți? Ia mă dă țâțe. Uite, am băgat Naruto Ran. Hai să nu ne... Putem să nu ne uităm la videoclip, că nu prea se potrivește videoclipul cu așa. Adică, da, alte scene cum e nu prea putea să aibă să editeze, dar totuși. Ia mă dă țâțe. Are și un pic de chitară electrică, îmi place. Ia mă dă țâțe. Interesant, sună bine. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Da, cam așa o dau din cap dacă mai de țâțe. Ia mă dă țâțe. De acum încolo, când dau drumul la live, pun piesa asta să cânte cu ia mă dă țâțe. Așa că cine nu dă like să mai ia de țâțe, da? Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ce știu să dau cu pumnul. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Albumul cred că o să fie porn grind. Ca gen, o să fac un album întreg porn grind. Numai cu chestii de-astea. Fac colaborare. Ba, îl pus să mai facă niște instrumentale și o să bag doar niște metal scream-uri. Ui, bă, dă țâțe și prostii de genul. Bine că am greșit replica originală, că sună mai bine ia mă dă țâțe cât apucă mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe. Ia mă dă țâțe.
Behind the scenes, yeah. Deci videoclipul este al lui Funtime, nu... Deci mi s-a părut că l-a luat... dintr-un edit pe care mi-l făcuse altcineva, dar nu, e făcut de el. Că a băgat toate scenele pe fundalul ăla... Și ce mi-amintesc eu că am reacționat nu era așa, deci rectific, videoclipul este tot al lui Funtime. Omul ăsta își merită abonații, să dea naiba. Nu, merită mai mulți abonați, Funtime. Bun, deci... Ia mă dă-ți-te. Ia mă dă-ți-te. Așa că să... cine nu dă like să mai ia dă-ți-te, da? Cred că o să modific, când dă careva pe subscribe... O să cânte asta cu ia mă dă țâțe, nu mai băgăm Apple Fresh, mai schimbăm și noi. Și mai are omul meu o piesă care se numește Money. Deci ca idee, tipul ăsta, hai să vă arăt ce-am făcut mă, așa, greșeala mea. Tipul ăsta are canal de ăsta cu artist, ați văzut, îl găsiți pe Spotify. Dar vedeți, 170 de abonați și are canal oficial de artist și are foarte, foarte multe piese. Bine, are mai multe canale omul meu, are și pentru, uitați, piano tutorials, are și subject, deci este subject cu el. Nu știu dacă este subiect și cu mine pe, pe YouTube. Deci, ăsta e cam cel mai artist abonat al meu. Hai să vedem, nu pot să văd cele mai, nu-mi dă? Încărcări populare, nu-mi dă. Dar uite câte views, hai că e bine, uite, comparație cu toate celelalte a prins ca lumea asta cu ea mă dățâțe. Bine, e vorba de Ovidiu 666, e că normal că prinde. În fine, hai să vedem și piesa Money cum e. Mi-a plăcut că ea s-a auzit așa ca și cum bagi caseta, așa mai clasic. Și îmi place și care și chestia asta așa. Nu știu cum se cheamă, că-s caminat. Băi, doi, tipul ăsta mi-a făcut și o piesă acum vreo 2 ani, cam așa, pe care o țineam ca și intro. Dacă v-ați săturat de no copyright songs, cu acele piese generice, puteți să folosiți piesele de la omul meu, Funtime, care... face piese mișto. E mai jos piesa. Ba da, uitați aici. Ăsta e outro song, dar am făcuse și un intro. Uitați, intro-ul ăsta, am făcuse și intro-ul ăsta. 400 și ceva de views, bun. Îți dă mai tare, vedem cât de bine se aude. Piesa asta merge în mașină, ce-i drept. Să ai un tub de la de bas, un subwoofer ca lumea, să se audă bum, bum, bum. Dacă o să mă îmbăt toată și o să am chef de cântat, o să-l rog să-mi facă un instrumental și o să cânt eu. Dar așa eu sunt foarte afon. Ieri veneam cu cineva de la București și mi-a zis, bă, ești cam afon, păcat de melodie totuși. Aia era ceva piesă mișto pe vândare și îmi simt și eu să urlu ca acolo, ca nebunul în mașină. După aceea pus și el să cânte, să strice și el melodia. Piesei? Mai ceva. End.
Îmi place că el are capitole de-astea, eu nu le-am încă pe YouTube. Nu știu ce trebuie să fac ca să am și eu capitole, că sunt mișto. Tam-tam. Tam-tam. Am scos și caseta acum. Bă, tipul are talent, deci vi-l recomand. O să vă las link-urile sale în descriere. Oricum, cam ăsta ar fi și videoclipul nostru care am vrut să vă arăt în special asta cu Iamă de Țâțe. Așa că, dacă nu dați like, să mă luați de țâțe, da? Nesimțiților care nu dați like. În fine, ăsta a fost și videoclipul. Sper că v-a plăcut. M-am întors și eu din vacanță, dar cred că deja am postat și videoclipul în care am făcut anunțul care m-am întors din mini-vacanța mea. Din nou, postăm zilnic, vine vacanța de Paști, am luat vacanță, o să luați și voi. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!